Salutare toată lumea și bine v-am găsit, fraților, la un nou episod aici pe canalul oficial Raul 2K. Astăzi jucăm aici mare Resident Evil 7 pentru că mulți mi-a zis să-mi pui mie să joc Resident Evil 7. Mare greșeală. Și da, o să mă cac pe mine pentru că știți că am avut o serie prin 2014 de Outlast și am avut și prin 2016 de Outlast 2. Mare greșeală. Și da, sper că nu o să mă cac pe mine aici. Mi-apare continuu pentru că am intrat în joc să văd cum merge. Am un FPS pentru că am un cartof de calculator, desigur. Și dăm new game, frate. Am jucat gen până m-a dus cu mașina la casa aia și acolo m-am oprit că am văzut că merge ok jocul. Easy sau normal? Normal, tată, ce n-ai mai jucăm aici, frate, sau sal? Deci nu ai zis și normal, what the fuck, stai că-mi dau o cască jos ca să nu ții prea tare în primii că... Ia uite aici, trăiți, ar fac direct video chat aici avem, frate, ia zi-mi, aici face video chat ăsta sau sal? Și speriat, s-a speriat că m-a văzut la fața mea, frate, și mă mir. Ok, stai că dau pe ăsta. Hai să vedem povestea acestui joc minunat care o să mă cac pe mine de la el. Stai ce, mă rog. Ia uite o nebuna, vrei tu să vină loving husband-ul la tine, nu? Bă, pică microfonul, tati. Ok, hai să vedem. Cred că eu husband-ul, mă, nu-mi vine acum. Uite, mă, mă uit la video chat-ul ei, mă. Bă, ești nebun. Eu sunt soțul, e plin de sânge, mă, eu sunt soțul ei, mă, ești nebun la cap. Acum mi-am dat seama, acum îl fac eu legătura, frate. Da, deci eu acum editez videoclipul și m-am uitat la fața mea și... Ce pui mei, de ce stăteam așa cu gura deschisă, mă rog, deci nu băgați în seamă gura aia deschisă și zici că eram fumat, mă rog, deci nu eram fumat în video, hai să ne începem. Mai mere laptopul. Ce dracu, mă? Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have... A mințit-o, mă. If you get this. Băi, a mințit-o, mă. Ești nebun, mă. Bă, mă cac pe mine deja, mă. Și e și două dimineața, două noaptea, două, cum vreți voi ziceți, două în puii mei și nu pot să țip că vine tanti Pica de la parter și mă ceartă. Nu, vă rog, nu, chiar nu pot să țip, scuze. Și sunt îmbrăcat în mai eu de două ori în puii mei, trei cu... Hey, it's Ethan. Deci noi suntem Ethan, băieți. Deci în jocul acesta noi suntem Ethan. Yeah. Ce realistic se vede, așa se vede jocul sau... Ei, doar movie de la făcut în viața reală ca la Call of Duty Black Ops 2. E chiar așa de șmecher se vede jocul sau e filmat în real life ăsta? Nu-mi dau seama. Cred că chiar așa se vede, mă. Au murit, mă, și acum au făcut... Dolby, Louisiana. Gen, au murit și acum... Mă scuzați pentru freza asta, dar... Na. Uite, mă. Oh, pot să mă uit în jur, mă. De fapt știam chestia asta, dar mai este așa doar pentru filmare. Băi, se vede ca Minecraft-uri, pentru că nu așa o să se vadă, sau acum ai... Ua, ce realistic e cinematicul ăsta din câte se vede. Aaaaaa, ce realistic e cinematicul ăsta, băi, nu-mi vine să cred așa ceva. Ia. Uai, deja... Ok, deci am ajuns aici, bă, băieți. Sper că nu se aud mașini pe fundal, dacă se aud asta este. Na, că am ajuns, mă. Ok, this is the place. Deci aici e place-ul. Deci, logic, noi mergem după cărarea asta. Prin balta asta, uite, direct în balta am călcat. Check your objective. La asta nu m-am gândit. Find Mia, deci trebuie să o găsim pe Mia Khalifa. Am înțeles, poate face video chat împreună cu noi. Ok, și trebuie să intrăm pe aici, bănuiesc. Are lanț, dar încercăm. Nenorocire maximă, ar vede care lanț pe ea. Mai dăm o dată, fă. Cred că zice lanțul, frate, hai că mă rup eu dacă este. Pentru că, na, dacă treci din mine, ai să mă rup. F, sunăm la poartă. Ce am făcut chestia asta? Doamne Iisuse de... Shit, stai în mijlocul când fie așa nu merge, shit. Ok, bă, aia înseamnă că trebuie... poarta acolo. Ce se aude, frate? Frate, se violează ăștia aici în dubă, nu știu, vreau să aflu. Accept her gift. Cum adică accept her gift? Frate, zmuște pe aici, trebuie să fie ceva murtăciune pe aici. Frate, mi-e frică deja, frate. Ce se întâmplă? Uliu. Doamne Iisuse, cine e ăla? Bă, să mă duc la el, mă. Din trailerul jocului mi s-a părut că e ceva rău moșul ăla. Frate, s-a dus... O să sară de aici, omul. O să-mi sară de aici în cap. Sau? Am dus după el acum, de ce nu? Doamne, cea mai mare greșeală am făcut-o. Doamne Iisuse, pe unde mă duc, frate? În ce pădure am ajuns? Uliu, ce... Cui, ce e ăsta?
Uai, te pui mie, dă-te, dracu, mă. Bă. Du-te, bă, frate, nu eu. Uai, de că... Și ăsta, mă, taur, îmi... Să sară pe mine ceva. Crouch. Frate. Te rog eu frumos. Stand. Doamne Iisuse, de ce am ales să filmez jocul ăsta? De ce am ales să fac serie cu așa mizerie de joc? Ai de capul meu, frate. Uite o cioa... Mamă, săraca de ea. Băi, îmi văd picioarele, lol. Bă, mi-e frică, îmi pui mie. Dă-ți save, te rog, dă-ți save. Nu știu dacă și-a dat save, nu cred că apare. Doamne Iisuse. Ok, nu sare nimic ca în Outlast, ok. Seems good. Uite, un leagăn. Și pot să-l împing. Ce tare. S-a deschis o ușă cumva? S-a deschis ușa aia, nu? Da, e ușa deschisă și o să sară ceva aici pe mine. Am nici o lanternă. Samba, mă duc pe aici repede. Aoleu, nu, Iisuse, Doamne, Iisuse, unde... Unde am ajuns, Iisuse, nu? Da, se deschide doar pe jumate. Aaaa, ce joc inteligent, trebuie tu să te împingi, dar nu poate să-mi... Pingă cu mâna, trebuie eu să mă împing în ea. Așa dur. Ce joc șmecher, bă, băieți. Ce se aude? Alo? Alo, Mimi? Nu deschide oala și o să sară ceva pe tine. Ai de capul. Nu, Doamne Iisuse, nu-mi plac insectele. Doamne, s-a urcat pe el, mă. Mamă, dacă ești și pe engine în jocul ăsta, eu mă las, nu-mi plac. Nu, Doamne, de ce trebuie să deschid așa ceva? Doamne, o cioară băgată la cuptorul cu microunde. O să sară ceva de aici. Ai de capul meu. Aoleu, Doamne Iisuse, ce s-a mișcat, Doamne Iisuse? Doamne, ce joc am ales să mă joc. Te rog frumos să nu... O să sară ceva. Doamne, ce joc mă joc, Iisuse Hristoase. Doamne, ce am ajuns să mă joc, frate. Ce e ăsta? Stai, cum adică se ridică scările sau ce? Unde duce firul? Nu vreau să aflu. Direct... Aaa, caseta cu videochat, m-a lumia, frate. O, pe așa da, frate, așa mai zic și eu. Tab inventory. Faci de video. Ne uităm și la video acum. Nice. Păi și stai, cum adică watch the video? Aaa, ci că watch the video, dar e un ecran de 2x2, îmi pui mie. Create new save data, yes. Please don't not... A, știi că please don't not turf your PC. Mă gândeam eu, aia 0,5 secunde să-mi închid calculatorul. Find Mia. Ai pe... A, deci în căcat ăsta, ci că salvez jocul, mă. Bine, frate, păi la asta nu m-am gândit. Mă trebuie să cobor jos, presupun. La asta nu m-am gândit, frate. Și aici mă gândesc că... Nu. Au, mi-am dat cu mouse-ul în tastatură. Ia uite, nu, hai mă să te rog eu, frate, nu mă pune cu de-astea, frate. A pus o întorc așa poza, nice. Adevărul e că mă gândeam să fac chestia asta și cu poza asta la fel. Doamne, ce joc mă pune să mă, și auzi, mi-a place că, ce, prison night, îmi bag poza. Nu pot, you can't use that here. Ok. Mă gândeam la așa ceva. A, watch the video, mă! Aaaa! Gata, direct videotape aici, 480 pe băieții. Doamne, vreau să închid ușa, măcar să o aud dacă se deschide. Așa, frate. Mai există vreo ușă care poate fi închisă? Nu cred. Vreau să țin ușa închisă când mă uit la așa ceva. Să nu vină mama peste mine. This is not a videotape. Păi și de ce zice să dau click pe ea? O să dau pe videotape atunci, frate. Videotape! Ia să... Ok, hai să-mi pun și cealaltă cască. Ok. Bu! What? Poți să mă mișc eu? Lol, poți să mă mișc eu? Ce tare, frate! Ce tare, frate! Cred că noi suntem cameramani, mă, cum ar veni, adică suntem cameramanul, cum ar veni, nu știu să vă explic. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro, just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem.
Eu plec de lângă ei, frate. Putem să deschidem ușa? Nu putem, frate. Exteric. Doamne, și eu acum trebuie să mă duc după ăștia, frate. Ce joc interesant, m-am gândit așa să fiu cameraman, frate. Direct youtuber, nu youtuber, cameraman simulator, frate. Mai direct cameraman simulator ce jucăm aici, adică vă rog frumos. Sper să sară să-i rupă gâtul ăsta. Așa, împinge-te în ușă. Da, sigur că dacă mai împingea așa și făcea așa de ușă, sigur o deschidea, frate. Na. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Is it haunted? Eu cred că da, frate. Nu m-aș risca să merg într așa casă. O să închid ușa, nu pot să o închid. Nu pot. Doamne, sper să nu fie ceva jumpscare. Și trebuie să fie ceva jumpscare, pentru că asta e misterul cum ar veni. Adică ăștia cred că vin și filmează aici ceva. Doamne, nu vreau să aflu. Nu vreau să aflu. A, ăștia sunt polițiști, mă cred. Nu știu. Nu mă duce capul să gândesc așa ceva. Get a shot of this. Așa, trebuie să deschidem, frate. E aia de ne-am uitat la, de-am uitat noi mai înainte. Aaa, noi trebuie să numai aici, să o găsim pe Mia, măi, acum mi-am dat seama și caseta e cu videochatul, da, frate? Uite, nu era cioara băgată aici și nici cred că, nici cu ăsta nu cred că era. Ba, era. Ba, era, închide-l înapoi, frate, nu mai vreau să văd așa ceva, nu, mersi. Nu sunt interesat. Andre, what do you think? I, gata, s-a dus Andre. Andre? Frate. Nu. Andre. Rip Andre, nu mai Andre. S-a dus Andre, frate. Bă, și nici nu l-am văzut unde s-a dus, pișam aș pe el. Where is he? Un-fucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but frate, ce se aude? You stick with me. Bă, nu, te rog eu, nu da jumpscare, te rog eu, frate. Te las pe tine, primul, eu să mă uit în spate. Frate. Nu, nu, te rog, nu, nu, nu intră, hai, hai, eu plec, frate, nu. Nu-mi zic că tu ești în stare, nu, stai, frate, eu stau, stai, frate. Eu te filmez aici pentru materialul video. Frate, nu vreau să aflu unde, eu vreau doar să plec de aici, frate. Doamne Iisuse Hristoase, nu... Andrei, where are you, man? Întreabă-l, că sigur o să-ți răspundă dacă nu ți-o răspuns până acum, frate. Nu, dar mi-e frică, mă, nu mai, frate, nu, te rog eu mult, uite, mă bag aici, îmi bag piciorul și gata, plec de aici, mă, nu, chiar nu mai, nu, nu, frate, nu. Nu e ok să mă joc jocuri de-astea la ora asta, în pui mei. Nu e ok, frate. Așa, uite-te. Ce? Nu. No. Da, fuck this show, frate, nu, eu nu, nu se poate. Doamne Iisuse, nu, frate, uite, coboară omul, mă. Coborăm, suntem bărbați adevărat, coborăm, ala-i tatei. Doamne Iisuse, unde am coborât, nu vine să cred așa ceva. Zici că-i... Sta... Oh, aoleu. Uai de pu... Aia ești nebun? Uai, cine e ăla? Bă, 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 bă! Ai de capul meu, bă! Minunat! Jesus. Ce joc șmecher m-am pus să pun! Jesus, da frate, Jesus! Că sigur o să-i ajute în momentele astea de groază. Da, da, da. Da, da, da. Jesus. Ținem de ușă. Bă, nu mai, gata. Băieți, lăsăm pentru episodul următor, pentru că nu mai pot. Nu mai pot, gata. Restart from the last save data. Nu, chiar nu, nu. Nu. Deci, cred că s-a salvat. Băieți, sper că v-a plăcut acest episod.
Dacă mai aveți episoade de genul cu jocul ăsta, să hai strângem măcar 500 de like-uri, frate, că nu mai, chiar nu mai vreau să joc așa ceva în pâine. Nu, chiar mi-e frică în pâine, dar o fac pentru voi, frate. Nu-mi plac jocurile horror, nu sunt așa de mare fan. Dacă mai vreți, dați un like, frate, să ne măcar 500 de like-uri, să mă motivați acolo, chestii. Și cam atâta, frate, nu știu, chiar nu știu dacă o să mai continui cu jocurile horror sau dacă vă place și chestia asta, probabil o să fac un efort, dar nu știu, o dată pe săptămână sau o dată la două zile, nu știu, chiar nu pot să joc așa ceva, chiar nu pot, e prea horror, nu știu, nu-mi place. Mă rog, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare!